Când avem un safir, sunt și eu obligat să fac un pas înapoi, să vă iau cu mine în tot ce am parcurs până acum din Genesa. Și cei care ați fost cu noi ați văzut că suntem într-o călătorie, în călătoria afacerii unui nume. Călătoria afacerii unui nume. Este firesc să-ți dorești un nume. Firesc. Fiecare ne dorim să fim ceva, fiecare ne dorim ca să nu fi trăit degeaba pe pământ, să lăsăm ceva în urma noastră, ca lumea, posteritatea să-și aducă aminte de noi, de realizările noastre. Ne dorim un nume și numele acesta ne-l dorim din pricina ceea ce a pus Dumnezeu în noi. Pe lângă chipul său sau parte din chipul său este acea profundă nevoie de semnificație. Și numele acesta legat de nevoia noastră de semnificație ne dă identitatea, ne dă valoarea și în ultimă instanță, spuneam, ne dă destinul. Interesant, când călătorești din Genesa până la sfârșitul istoriei, cel puțin pe paginile Scripturii, termin cu două categorii de oameni purtând două feluri de nume. Unii poartă numele fiarei, alții poartă numele lui Dumnezeu. Unii au 666 scris pe frunte și pe mână, alții au numele Hristosului lui Dumnezeu și a noului Ierusalim. Dar numele este acel cod de bare duhovnicesc cu care ești practic mutat între capre sau între oi la judecată. Îți dă identitate, valoare și îți dă destin în ultimă instanță cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu. Numele care îl construim fără Dumnezeu, alergând de dimineața până seara, nu-l putem lega de altceva decât de realizările noastre culturale, de cărămizile și smoala care ne trece prin mână. Dar atunci când îl lăsăm pe Dumnezeu sau acceptăm chemarea Lui să-L lăsăm să ne facă un nume, avem încă două opțiuni înaintea noastră. Putem fi un Iacov sau un Iosif. Dacă suntem un Iacov, vom striga prin tot ce vom face: Doamne, fă-mi un nume, că îl dorim, dar fă-mi-l când vreau eu și cum vreau eu. Și când ai curajul să fii înaintea lui Dumnezeu cu astfel de atitudine, El este obligat să te arunce în școala dezbrăcării de tine însuți. Ați văzut în duminicile trecute diverse lucruri în spatele meu. Poate că unii v-ați întrebat ce caută toate acestea acolo, dar țineți minte cei doi genunchi și mulțimea de cărți și scări și planuri și pe urmă scară care trecea până undeva dincolo. Din planurile noastre, Dumnezeu ne cheamă să intrăm în planurile Lui. Dacă vrei să-ți facă Dumnezeu un nume, să știți că El nu se oprește la ce face El pentru tine, ci nu te lasă până când nu te va folosi să facă ceva prin tine. Și de aceea trebuie să ieși din ale tale, să urci înspre ale Lui. Să nu cumva să credeți că asta e scara lui Iacov cu care El se urcă să culeagă mere, ci este scara lui Iacov cu care El iese din noroaiele Lui și din firea Lui pământească, este dezbrăcat de Iacov înșelătorul ca să îmbrace Israel, un nume legat de Dumnezeu. Și acolo scara nu se oprește, dragii mei, sau nu duce undeva în sus, ci se oprește undeva într-o lume vizibilă, pentru că un nume legat de Dumnezeu se traduce într-o viață trăită cu Dumnezeu și pentru Dumnezeu. În primele 11 capitole din Genesa, când relația cu Dumnezeu se rupe, nevoia noastră de semnificație nu încetează, dar toți vom termina cu numele sfărmat în pumni. Asta este istoria primelor 11 capitole. În capitolul 12, Dumnezeu scoate pe unul dintre ei, pe fiul lui Terah, probabil general în armata lui Nimrod, dacă iudeii au dreptate, și spune: Avrame, lasă-mă să-ți fac eu un nume. Lasă-mă să-ți fac un nume. Problema este că dacă mergi pe urme lui Avram, până nu urci muntele Moria și nu te așezi în fața altarului cu Isaac adus ca jertfă, până atunci nu știu dacă l-ai lăsat pe Dumnezeu într-adevăr să-ți facă un nume. Există teste, există examene pe care trebuie să le treci. Când venim dreptul lui Iacov, Iacov își dorește din fragedă pruncie să intre în planurile lui Dumnezeu, pentru că a fost o profeție cândva, când era în pântecele mamei lui, o profeție cu privire la el. Și de aceea atitudinea lui este: da, Doamne, vreau, dar este nerăbdător, forțează calendarul lui Dumnezeu, alege mijloace nepotrivite cu caracterul lui Dumnezeu și de aceea este obligat să intre în școala sfințirii lui Dumnezeu, a dezbrăcării de sine. Și în dimineața aceasta aș vrea să încheiem istoria lui Iacov, ca să putem deschide un alt capitol, capitolul istoriei lui Iosif.
Ascultați ultima chemare a Domnului pentru Iacov. Scoală-te, suie-te la Betel, locuiește acolo, ridică acolo un altar Dumnezeului care ți s-a arătat când fugeai de fratele tău Esau. Este așa de dureros să-ți aducă aminte Dumnezeu de lucruri întâmplate cu 20 de ani. Doamne, credeam că l-ai uitat. Ai uitat că am fost în pușcărie, ai uitat că am fost un curvar, ai uitat că am fost un mincinos, mi-am cerut iertare. Dar Dumnezeu iartă și uită, asta este regula. Dar iartă și uită când s-a încheiat și când tu ai venit înapoi la locul unde ai greșit și ți-ai rezolvat lucrurile. Și de aceea Dumnezeu nu se sfiește să-i spună înapoi la noaptea aceea cu scara, în care m-ai văzut pe mine coborând și urcând, sau pe îngerii coborând și urcând, și ascultat promisiunea pe care ți-am făcut-o. Acolo unde ai fost, ai făcut o târguială cu mine. Dragii mei, Domnul îl obligă pe Iacov să închidă cercul. Acolo și atunci, Iacov i-a făcut Domnului promisiuni. Și până când promisiunile nu sunt împlinite, Dumnezeu nu te lasă. De aceea ne spune Eclesiastul, n-adu jertfa nebunului. Dacă ai rostit o promisiune, grăbește-te să o împlinești. Nu fi nebun înaintea lui Dumnezeu. Or, gura lui Iacov a rostit promisiuni uriașe înaintea lui Dumnezeu și a sosit ceasul socotelilor. Iacov a făcut o juruință și a zis, dacă va fi Dumnezeu cu mine, dacă mă va păzi în timpul călătoriei mele, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine ca să îmbrac, dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci... Observați, au fost pretenții, dar după atunci au urmat promisiuni. Și foarte interesant este că toate dacăurile lui Iacov sunt împlinite. Dumnezeu n-a lăsat niciuna dintre ele neîmplinită. Dumnezeu a fost cu Iacov. Dumnezeu l-a păzit în timpul călătoriei lui. Dumnezeu a dat pâine să mănânce și hrană ca să îmbrace. Pâine să mănânce și haine ca să îmbrace. Dumnezeu l-a ajutat să se întoarcă în pace acasă. Nu chiar, aproape. Mai era doar de trecut Iordanul ca să ajungă în Sihem. Suntem undeva lângă vadul Iaboc. Acolo, lângă vadul Iaboc, înainte de a face pasul spre casă, Iacov însuși recunoaște că Dumnezeu și-a împlinit tot ce a promis. Nici una din cuvintele lui, cum spune Iosua mai târziu, n-a rămas neîmplinit. Iacov a zis, Dumnezeul tatălui meu Avram, Dumnezeul tatălui meu Isaac, Tu, Doamne, care mi-ai zis, întoarce-te în țara Ta și în locul Tău de naștere și voi îngriji să-ți meargă bine. Eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia pe care ai arătat-o față de robul Tău. Căci am trecut Iordanul acesta, nu uitați, era în fața Iordanului, doar să facă pasul înapoi. Am trecut Iordanul acesta cu toiagul meu și iată că acum fac două tabere. Am trecut singur, am trecut gol, am trecut fugar și flămând. Și acum mă întorc cu neveste și prunci și rob și roabe și bogății și toate binecuvântările Tale. Stau dovadă credincioșiei Tale. Doamne, mai am o singură rugăminte. Izbăvește-mă, Te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau, căci mă tem de el, ca să nu vină să mă lovească pe mine și pe copii. O singură rugăminte, Doamne. Rugămintea lui Iacov era, Doamne, mai fă ceva pentru mine, izbăvește-mă din mâna lui Esau. Ce nu știa Iacov, că el era strâns, ținut de propriile lui mâini, era în propria lui pușcărie. Domnul trebuia să-l izbăvească mai întâi de el însuși, ca să-l poată izbăvi de Esau. Domnul trebuia să-l izbăvească de toate lanțurile pe care le-a înfășurat în jurul lui de-a lungul vieții, obișnuit să se lupte cu oamenii și cu Dumnezeu. Cineva rostea niște cuvinte extrem de adevărate, pentru că ce e adevărat pentru Iacov, e adevărat pentru mine. O, nu pe străzi și nu în vuietul mulțimilor stârnite, ci adânc în noi e lupta ce ne aduce înfrângeri sau victorii negrăite. Cea mai cruntă luptă este cu tine însuți. Pictorii au încercat în fel și chip să zugrăvească lupta lui Iacov cu îngerii. Aveți o imagine a lui Delacroix. Nu știm cum a fost, nu știm cu cine a luptat. Și vă citesc doar textul. Toată noaptea aceea
s-a sculat, a luat cele două neveste ale lui, pe cele două roabe și pe cei 11 copii ai lui, i-a trecut vadul Iabocului. I-a luat, i-a trecut pârâul și a trecut tot ce avea, rob, roabe, oi, vite, tot. Ce trudă în noaptea respectivă. Iacov s-a întors înapoi și spune textul, a rămas singur. Atunci un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor, văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit în cheietura coapsei. Cum a fost cântecul vostru? Cu lovitura grea? Iacov a primit-o în noaptea aceea. Văzând că nu-l poate birui, l-a lovit la încheietura coapsei, așa că i-a scrântit încheietura coapsei. Coapsei lui Iacov, pe când se lupta cu el. Omul acela i-a zis, lasă-mă să plec, că se revarsă zorile. Drept răspuns, Iacov a zis, nu te voi lăsa, până nu mă vei binecuvânta. Până acum, Iacov, dragii mei, a luptat din răzputere să se binecuvinteze singur. Nu s-a nimerit să fie el întâi născut? Când l-a prins flămând pe fratele lui, l-a înșelat și i-a luat dreptul de întâi născut pe umbrii de linte. Nu era el îndrituit să primească binecuvântarea? Nicio problemă. Cu ajutorul mamei și șiretlicurile din casă a ajuns în fața tatălui său și a adunat toată binecuvântarea. Când a văzut că trec 14 ani și cu mâinile goale și primește ofertă din partea lui Laban, a zis, nicio problemă. Și toată turma lui Laban și-a adunat-o frumos pentru el. Observați un om descurcăreț în lumea aceasta, care a știut să prindă ocaziile, oportunitățile. Ce-i ciudat că noaptea aceasta, deși are toate binecuvântările adunate prin puterea lui, el spune, nu, am nevoie de altceva. Doamne, nu te las până nu mă binecuvintezi Tu. Observați cum începe să schimbe paradigma în viața lui după 20 de ani și mai bine. Omul acela i-a zis, cum îți este numele? Nu știu dacă puteți cântări ceea ce curge lui Iacov când el își rostește numele, când zice Iacov. Iacov, cel ce ține de călcâi, înșelătorul, mincinosul, iresponsabilul, lașul, necredinciosul. Vă las pe dumneavoastră să continuați lista. Cum îți este numele? Doamne, ăsta sunt, Iacov. Apoi a zis, numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel. Cel ce luptă cu Dumnezeu, că ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai fost biruitor, Iacov l-a întrebat, spune-mi, te rog, numele tău. El a răspuns, pentru ce îmi cer numele? Și l-a binecuvântat acolo. Dați-mi voie să mă furișez lângă Iacov în noaptea aceea. Nu uitați, era singur cu omul acela, nu știm cine este. Dar am câteva întrebări de pus. În primul rând, cu cine a luptat de fapt Iacov? În al doilea rând, de ce natură a fost lupta asta? Mă îndoiesc că a fost un arbitru și a fluiat din fluier și s-au luat la trântă și la box și s-au lovit. Deși spune că l-a lovit la încheietura coapsei. Dar chiar dacă s-ar fi bătut fizic vorbind, mă îndoiesc că n-au zis nimic unul celuilalt o noapte întreagă, până au venit revărsatul zorilor. Nu, trebuia să fost o frământare mult mai adâncă, o luptă de cu totul altă natură. Dar a treia mea întrebare este, în ce a constat biruința lui Iacov? Ce a câștigat Iacov în noaptea aceea? Un nume nou? O binecuvântare de pe buzele unui străin care l-a întâlnit în noaptea aceea? Mulți se frământă cu întrebarea cu cine s-a luptat Iacov, cu un om, cu un înger, cu un Dumnezeu. Dați-mi voie să citesc un singur text, să las Scriptura să tranșeze lucrurile. Osea, capitolul 12, versetele 4 și 5 sau 3 și 4. Încă din pântecele mamei a apucat Iacov pe fratele său de călcâi și în puterea lui s-a luptat cu Dumnezeu, spune unsul Domnului, Osea, prorocul Domnului. S-a luptat cu îngerul, cu Domnul sau cu Dumnezeu, cu îngerul, a fost biruitor. Dar a fost biruitor, știți ce făcând? A plâns și s-a rugat de el. Deci a fost nu doar o luptă cu pumnii, dragii mei, ci a fost o agonie a sufletului în noaptea aceea. S-a rugat de el. Iacov l-a întâlnit la Betel și acolo ne-a vorbit Dumnezeu în cheie Osea.
a luptat cu un om, spune textul nostru, cu un înger sau cu Domnul. Iacov însuși spune, am văzut fața lui Dumnezeu. Am văzut pe Dumnezeu. Dar de ce natură să fi fost lupta aceasta și ce a constat biruința lui Iacov? Da, Iacov a luptat cu Dumnezeu și cu oamenii. Mulți au fost în viața lui, a luptat cu tatăl lui, cu mama lui, cu fratele lui, cu Laban, cu nevestele lui, cu pruncii lui. A avut o grămadă de probleme. Dar dincolo de toți aceștia, dragii mei, lângă Dumnezeu, cred că și mai întâi s-a luptat cu sine însuși. Cu sine însuși, în noaptea aceea, era noaptea dezbrăcării de Iacov și a îmbrăcării lui Israel, a unui nume nou. Să știți că Dumnezeu nu face greșeli. Dumnezeu nu dă un nume nou unui om nenăscut din nou. Numele nou vine cu nașterea din nou. Nu ești născut din nou, n-ai un nume nou. Dar nașterea din nou nu vine pocnit din degete, ci în urma pocăinței. Dacă nu există o frângere, o dezbrăcare de tine însuți, o pocăință, un stânga împrejur, nu există naștere din nou. Nu există naștere din nou, nu există un nume nou. Dar cum se întâmplă nașterea din nou? Dragii mei, nu practicând o religie sau cântând într-un cor, ci nașterea din nou se întâmplă doar când te întâlnești față în față cu Domnul, când ai o experiență personală cu Dumnezeu. Și de aceea noi chemăm oamenii nu la o religie, ci la o relație personală cu Dumnezeu, până când nu strigi în străfundul inimii tale, Hristos a înviat. Până când nu-L proclam ca Domn pe El, nu stai față în față cu El, până atunci poți îmbrăca o religie, poți schimba o religie, dar n-ai nimic a face cu împărăția lui Dumnezeu, n-ai un nume nou. Dați-mi voie să le pun în rând și poate că ne putem verifica fiecare dintre noi. Pe locul întâi, în mod obligatoriu, trebuie să fie o întâlnire personală cu Dumnezeu. Nu știu ce s-a întâmplat în viața ta. Eu eram lângă stâlpul acela. Încă partea asta de biserică nu era făcută, v-am spus de multe ori. Dirijam corul, eram bine văzut, steam ghitara după cât cântam aici în față, ca și voi, până într-o dimineață în care degetul lui Dumnezeu m-a strivit de perete. Și în fața tuturor a trebuit să las fântâna sufletului meu să iasă afară și plângând să ridic și eu o mână să spun, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine, păcătosul. Întâlnirea cu Dumnezeu nu ți-o poate mijloci preotul, nu ți-o poate mijloci nașul, nu ți-o poate mijloci părintele. Întâlnirea cu Dumnezeu trebuie să fie a ta personală. Nimeni nu poate sta în locul tău, nu se poate lepăda nimeni de Satan în locul tău. Zilele trecute, cred că la altăieri, am deschis cineva, mi-a trimis un link cu mărturia unui preot tânăr ortodox. Mi s-a rupt sufletul ascultându-l aproape o oră și jumătate, vărsându-și viața. Când a ajuns în fața Scripturii, după ce s-a bătut de toate lucrurile, a ajuns în primul sat după ce a terminat școala și a întrebat și el, cum trebuie să-mi trăiesc viața ca să fiu plăcut în satul acesta, să câștig pe oameni pentru Dumnezeu, era cu inima deschisă. Știți ce i s-a spus? Trei lucruri ți se cer, părinte, să fii frumos, să fii curvar și să fii bețiv. Astea-s cele trei lucruri. Și vei sta între noi mult și bine. Omul s-a îngrozit și a cerut să plece de acolo. A ajuns în Banat. Și în Banat citind Scriptura și frământându-se că nimeni n-a văzut, n-a venit din parerhie să-i zică bună ziua. A dat peste textul acela. Oricine va crede, se va boteza, va fi mântuit. Și în frământarea lui nu s-a lăsat până n-a ajuns față în față cu Dumnezeu. Dar când te-ai întâlnit cu Dumnezeu, dragii mei, Dumnezeu nu te lasă, nu mătură sub covor viața ta trecută. Nu zice, Beni fără gău, hai să uităm toate lucrurile. Nu, alea toate trebuie scoase afară. Marele preot intră cu pieptarul judecății și cu diadema pe frunte. Păcatele nu se ascund. Doar ce scoți la lumină este vindecat. Și de aceea, dacă Dumnezeu este lumină, nimic nu poate rămâne ascuns. Și ăsta este harul pocăinței. Acolo, dragii mei, în fața lui Dumnezeu, scos totul la iveală. Dar minunea mare este că sângele lui Iisus Hristos curățește orice păcat. Orice păcat. Nu contează ce ai făcut. Uitați-vă la tâlharul de pe cruce. Ucigaș, pușcăriaș, condamnat la moarte. Astăzi vei fi cu mine în rai. Uitați-vă la femeia prinsă în preacurvie. Nici eu nu te osândesc. Minunea este că Dumnezeu, după ce ai avut curajul mărturisirii, a pocăinței, urmează
dulceața nașterii din nou, liniștea, pacea nașterii din nou. Dar nașterea din nou vine cu un nume nou, un nume nou. În Cezarea din Filipi, undeva pe malul Iordanului, la umbră, Domnul Iisus discuta cu ucenicii lui. Cine zic oamenii că sunt eu? Unii zic că ești prorocul, alții că ești Ilie, alții că ești... Dar voi cine spuneți? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis: Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona. Ăsta era numele lui. Simon, fiul lui Iona. Fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. În clipa aceea, Petru stă față în față cu Dumnezeu. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Dar ascultați-L pe Domnul schimbându-i numele ca lui Iacov în noaptea aceea. Și eu îți spun, tu ești Petru, nu ești Simon Chifa, ci ești Petru. Și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților n-o vor birui. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, de acum știți că e vorba de un altul, o lumină mare a strălucit din cer, l-a căzut cu fața la pământ și a auzit un glas care zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Știți istoria mai departe. Ajunge în casa lui Anania, vindecat, Dumnezeu îi dă un mandat, se ridică de acolo și pe când răsfoiesc Faptele Apostolilor, la un moment dat găsesc un verset care spune: Saul, zici și Pavel? Și de acolo încolo Saul dispare, rămâne Pavel pe paginile Scripturii. Veniți cu mine la un text care e generic și se potrivește fiecăruia dintre noi. În Fapte, capitolul 2, versetul 37-38, Petru își termină predica și era o mulțime de oameni în ziua cincizecimii. După ce au auzit aceste cuvinte, au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: Fraților, ce să facem? Petru le-a zis: Pocăiți-vă, fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Dați-mi voie să le iau pe rând. Fraților, ce să facem? Când strigi din inima ta lucrul acesta, când te-ai întâlnit față în față cu Dumnezeu, ca Iacov în noaptea aceea, sau Petru în fața Hristosului, sau Saul pe drumul Damascului în fața celui înviat, când te întâlnești față în față cu Dumnezeu și la răspunsul: Cine ești, Doamne? Auzi, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Următorul pas obligator este pocăința. Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Ce înseamnă să te pocăiești? Să faci un stânga împrejur de la drumul pe care ai mers, păcatele pe care le-ai iubit, să vii, să le scoți la lumină, să le recunoști ca păcate în prezența luminii lui Dumnezeu. Textul spune: fiecare din voi să fie botezat, cufundat, îngropat, omorât, ca și cum pocăința este ultimul lucru pe care îl rostești înainte să fii ucis, înainte să mori. Și Dumnezeu te mănâncă după aceea. Cum adică mă mănâncă? Foarte simplu. Și te mănâncă dinăuntru spre în afară. Cu alte cuvinte, botezul în numele lui Hristos șterge păcatele, șterge viața veche și pe urmă coboară focul acesta mistuitor sau Duhul acesta dătător de viață în noi și începe să se transforme dinăuntru spre în afară. Și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Nu spune Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, versetele 17 și 18: Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Hristos. Sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Hristos. Să mă întorc o clipă înapoi la Iacov. Da, a fost o luptă în noapte, un nume schimbat, numai Iacov l-a știut. Dar care sunt dovezile pocăinței lui Iacov? Nu uitați, întâlnirea cu Dumnezeu aduce pocăința. Pocăința aduce nașterea din nou. Nașterea din nou aduce un nume nou. Care sunt dovezile pocăinței lui Iacov? Iacov a pus locului acestuia numele Peniel.
El n-avea niciun dubiu ce s-a întâmplat în noaptea aceea. N-a fost un vis ca o dinioară, avea coapsa scrântită și își trăgea piciorul după el pe când răsărea soarele. Dumnezeu a marcat în trupul lui întâlnirea cu el, să nu cumva să aibă ideea că ar fi fost un vis pe care îl poate uita. Nu. A pus numele locului acelui, Peniel, fața lui Dumnezeu, căci a zis el, am văzut pe Dumnezeu în față și totuși am scăpat cu viața. Dar există alte dovezi clare ale pocăinței lui. În primul rând, este dispus să dea înapoi tot ce furase. Dispus să dea înapoi tot ce furase. Vă duc o clipă la un om mic de statură care era pe undeva pe drumul pe care venea Iisus Hristos, pentru că nu vedea de mulțime, s-a cățărat într-un duh, într-un dud. Și cred că în dud s-a întâlnit și cu un duh, cu Duhul Domnului, care le-a străpus la inimă. Când Hristos i-a zis, Zachee, dă-te jos. Primul lucru pe care îl face, dacă am nedreptățit pe cineva, îi dau înapoi împătrit. Primul lucru pe care îl face, își rezolvă lucrurile. Tot ce ține, pocăința înseamnă tot ce ține de tine trebuie rezolvat. Chiar dacă au trecut 20 de ani. Dacă stă în putință, lucrul acela trebuie rezolvat. El dă înapoi binecuvântările materiale furate și, dragii mei, renunță la dreptul de întâietate pe care și l-a furat cu o vreme în urmă. V-aș duce înapoi în capitolul 27, când stă în fața bătrânului Isaac, îndoielnicul, pentru că nu sună ceva bine. Glasul ia lui Iacov, mâinile sa lui Esau, îți buimac, nu văd, nu știu ce se întâmplă. Dar mirosul de mâncare și damigeada de vin i-au luat mințile lui Esau și l-a binecuvântat pe Iacov. Dar ascultați binecuvântarea. Să-ți dea Dumnezeu rod din cer, grăsimea pământului, grâu și vin din belșug. Să-ți fie supuse noroade și neamurile să se închine înaintea ta. Să fii stăpânul fraților tăi și fiii mamei tale să se închine înaintea ta. Blestemat să fie oricine te va blestema și binecuvântat să fie oricine te va binecuvânta. În esență, am binecuvântări materiale și întietate în fața fraților mei. Să fii stăpânul fraților tăi și fiii mamei tale să se închine înaintea ta. Asta a furat, asta și-a dorit Iacov. Acum, după 20 de ani și după întâlnirea cu Dumnezeu, își deschide pumnii și este dispus să dea înapoi. Iacov a petrecut noaptea în locul acela, a luat din ce mai avea cu el și a pus deoparte ca dar pentru fratele său. Nu uitați, bridul de linte trebuia suplimentat pentru că a fost o înșelăciune. A fost o înșelăciune. Trebuia plătit prețul mai departe. Și uitați-vă la darul pe care îl pregătește pentru fratele lui. 200 de capre, 20 de țapi, 200 de oi, 20 de berbeci, 30 de cămile alăptătoare cu mânjii lor, 40 de vaci, 10 tauri, 20 de măgărițe, 10 măgăruși. Wow! El a plecat cu un toiag, a furat doar o idee, dar acum este dispus să dea înapoi, să dea înapoi o măsură clătinată fratelui său. Dar este dispus să dea înapoi fratelui său și dreptul lui de întâi născut, într-un fel. Pentru că ce-i furat nu binecuvintează Domnul. Și de aceea îi dă înapoi toate aceste lucruri să le primească acum din partea lui Dumnezeu. Și-a pregătit turmele, darurile, le-a trimis înaintea lui. Și foarte interesant, dacă citiți în text și subliniați un lucru care este din gura lui Iacov. Ale cui sunt toate acestea? Vă va întreba fratele meu. Are robului tău. A cui? El vrea stăpânirea. Ale robului tău, Iacov, este un dar trimis domnului meu, Esau. Aceeași poruncă a dat-o celui de-al doilea, celui de-al treilea și tuturor celor ce mânau tulmere. Așa să vorbiți domnului meu, Esau, când îl veți întâlni. Să spuneți, iată că robul tău, Iacov, vine și el după noi. Care-i semnul pocăinței lui Iacov? A întâlnirii lui cu Dumnezeu? Dragii mei, este dispus să rezolve ce a stricat. Dispus să dea înapoi tot ce furase, binecuvântări materiale, dorința de întâietate asupra lui Esau. Exact ca odinioară Zacheu.
Acum rugăciunea lui Iacov are sens. Pentru că un om pocăit poate să se adreseze lui Dumnezeu cu nădejde de răspuns. Și rugăciunea lui continuă: Doamne, mai am o singură rugăminte. Izbăvește-mă, te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau, căci mă tem de el, mă tem de el. Interesant este că Dumnezeu împlinește și această ultimă dorință, dar nu înainte să-l fi dezbrăcat pe Iacov de sine însuși. Iacov a ridicat ochii, capitolul 33, versetul 1, s-a uitat și iată că Esau venea cu 400 de oameni înaintea lui. A împărțit pe copii între Lea și Rahela și cele două roabe. A pus în frunte pe roabe copiilor, apoi pe Lea cu copiii ei și apoi pe Rahela cu Iosif. El însuși a trecut înaintea lor și s-a aruncat cu fața la pământ de 7 ori până ce s-a apropiat de fratele său. Incredibil. Stăpânul Iacov, dezbrăcat de pretențiile lui, s-a aruncat cu fața la pământ de 7 ori până s-a apropiat de fratele său Esau. Esau a alergat înaintea lui, l-a îmbrățișat. I s-a aruncat pe grumaz, l-a sărutat și au plâns. Wow! Ce întâlnire! Și au plâns. Da, când sunt dispus să mă pocăiesc, Dumnezeu este dispus să înceapă să lucreze ceva nou pentru mine. O naștere din nou, cu un nume nou. Dar atunci când Dumnezeu îți dă un nume nou, El așteaptă să trăiești pe măsura numelui pe care l-ai primit. Ascultați-l pe Iacov cu 20 de ani în urmă. Doamne, dacă... Și Dumnezeu a fost credincios, a împlinit toate dacăurile lui Iacov. Dar urmat apoi un atunci. Atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte va fi casa lui Dumnezeu și voi da 10-a parte din tot ce îmi vei da. Esau i-a zis: ce ai de gând să faci cu tabăra aceea pe care am întâlnit-o? Iacov i-a răspuns: voiesc să capăt trecere cu ea înaintea Domnului meu. Esau i-a zis: eu am din belșug, păstrează, frate, ce este al tău. Ce frumos Esau pe lângă el. Păstrează ce este al tău. Dar el era dator lui Dumnezeu. A zis: Doamne, am să-ți dau a 10-a parte din tot ce-mi vei da. Mă, Domnul face ce vrea cu darurile care le primește. El a hotărât să le dea lui Esau. Și de aceea Iacov insistă, spune: nu, te rog, dacă am căpătat trecere înaintea ta, primește darul acesta din mâna mea. Dar ascultați ce urmează. M-am uitat la fața ta, cum se uită cineva la fața lui Dumnezeu. De fapt, el a trebuit să dea turmele respective, darurile lui Dumnezeu, pentru că le-a promis. Dacă ai făcut o promisie, Dumnezeu așteaptă să o și împlinești. Și tu m-ai primit cu bunăvoință, spune el. Primește deci darul meu pe care ți l-am adus, fiindcă Dumnezeu m-a umplut de bunătăți și am de toate. Astfel a stăruit el și Esau a primit. Și Iacov a luat lista și a zis: din trei, una o pot bifa. Atunci îți voi da 10-a parte din tot ce îmi vei da. Dar mai rămâneau încă două de împlinit, încă două lucruri. Atunci Domnul va fi Dumnezeul meu și piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte va fi casa lui Dumnezeu. Una era împlinită, mai erau două de împlinit. Iacov trece Iordanul, ajunge în Sihem, cumpără un petic de teren, își pune corturile acolo cu turmele lui și primul lucru ridică un altar. Acolo a ridicat un altar pe care l-a numit El Elohe Israel. Altarul lui El, Dumnezeul lui Israel. Sau în traducere Cornilescu, Domnul este Dumnezeul lui Israel. Vreau să vă spun, pentru prima dată în viața lui Iacov, pe care avem pe paginile Scripturii, Iacov îndrăznește să-L numească pe El, pe Dumnezeu, Dumnezeul lui. Până acum El era Dumnezeul lui Avram și Dumnezeul lui Isaac. Vei fi Dumnezeul meu dacă... Și vreau să vă spun, odată ce a ajuns în Sihem, toate condițiile lui erau împlinite. Și Iacov a început acum să numere și să împlinească promisiunile lui. Și prima a fost zeciuială dată a Domnului, care Domnul a dat lui Esau. El o merita, de la el a furat. Al doilea lucru, pentru prima dată, el rostește cu gura lui El Elohe Israel.
Domnul Dumnezeul lui Israel. Spuneți-mi, este foarte greu să rostești cu buzele Domnul Dumnezeului dacian? Nu-i foarte greu. Dar se mulțumește Dumnezeu să-L cistim cu buzele și cu inima să fim departe de El? Nu, nu se poate. Dacă ai curajul să-L numești Domnul Dumnezeul tău, te-ai întâlnit față în față cu El, ai început procesul pocăinței, L-ai numit pe El Dumnezeul tău, Dumnezeu așteaptă ca să trăiești o viață pe măsura vorbelor tale, să intri în slujba Lui. Dați-mi voie să citesc câteva texte din Noul Testament care ni se aplică tuturor. Iată ce vă spun, spune Pavel în Efeseni, capitolul 4, începând cu versetul 17. Ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Dar, Pavele, de ce spui efesenilor, care sfinți și credincioși în Hristos Iisus, astfel de lucruri? Pentru că e plină, dragii mei, biserica de uscături. Oameni care ar flutura un nume nou, dar le-ar fi jenă să-și arate și viața. Și de aceea ne întâlnim doar duminică și ne ținem cât se poate la distanță, să nu mă auziți cum vorbesc cu soția și copiii și cum mă raportez la bunurile mele și la vecinii mei. Scriptura nouă ne vorbește. Iată ce vă mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare, săvârșesc cu lăcomie, orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în El ați fost învățați. Ce să fac să o duc bine în satul ăsta? Trei lucruri ți se cer. Oh. Nu, nu. Omul acesta, dragii mei, n-a avut liniște până când nu s-a întâlnit cu Dumnezeu. Istoria interesantă. A ajuns în satul acela din Banat. Nimeni din enoriaș nu i-a deschis zile în șir viață. Nici măcar nu l-au interesat că a venit un preot în satul respectiv. Și la o zi, într-o bună zi, bate un om la ușa lui. Și când deschide ușa, zice, pace, frate! Și preotul se sperie. Zice, nu-s frate cu tine? Omul, dacă, zice, dacă nu sunteți frate cu mine, cel puțin prieten, vreți să fim? Și el a rămâne scumpănit și întinde mâna. Și așa a început povestea lui. Pentru că el nu s-a mulțumit cu un nume, cu o slujbă, ci el căuta o viață. Căuta o viață. Voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în el, ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele lui, să vă noiți în duhul minții voastre, să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și o sfințenie pe care o dă adevărul. Și ascultați ce urmează. Urmează o dureroasă dezbrăcare în vederea unei îmbrăcări. Lăsați-vă de minciună. Minciuna ține de împărăția întunericului. Dezbrăcați-o. Fiecare din voi să spună aproape lui sau adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră, să nu dați prilej diavolului. Cine fura să nu mai fură, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unii pe alții, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Iacove, El Elohe, Israel, trebuie dovedit. Nu ne spune Dumnezeu să-L iubim cu toată inima, tot cugetul, toată puterea? Nu asta este porunca? De aceea Dumnezeu nu se mulțumește cu El Elohe Israel, ci spune lui Iacov, ridică-te, scoală-te, du-te la Betel și locuiește acolo. Ridică acolo un altar Dumnezeului care ți s-a arătat când fugeai de fratele tău, Esau. Ascultați-l pe Iacov.
Iacov a zis, pentru prima dată în viața lui. Până acum, câte vreme era Dumnezeul lui Avram și Dumnezeul lui Isaac și vedem dacă o fi și Dumnezeul meu, până acum putea tolera sincretismul, păgânismul, idolatria, toate în casa lui. Și acolo erau, sub Rahela, în timp ce fugea de Laban, Dumnezeii tatălui său și a tuturor celorlalți. Acum Iacov ia o hotărâre, cred că prima hotărâre în casa lui. Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el, scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățiți-vă, schimbați-vă hainele. Să ne sculăm, să ne suim la Betel, acolo voi ridica un altar Domnului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. Iacov și toți cei ce erau cu el au ajuns la Luz, adică la Betel, în țara Canaan. A zidit acolo un altar și a numit locul acela El Betel. El Betel, Dumnezeul Betelului, căci acolo se descoperise Dumnezeu lui Iacov când fugea de fratele său. Extraordinar. Și-a luat Iacov lista și a zis, ce-a promis Dumnezeu? Împlinit. Și-a luat lista lui și a zis, am dat zeciuială, slăvit să fie Domnul, că m-am putut dezlipi de ele. Mulțumesc, Doamne. Doi, am îndrăznit să rosesc cu gura mea, El Elohe Israel, Domnul Dumnezeului Israel. Și acum era lângă piatra pe care turnase unde lemnul și a zis, aceasta va fi casa Domnului, Betel, casa lui Dumnezeu, Betel, casa Domnului. Și acum? Well, Iacov putea să spună, Doamne, mulțumesc frumos, mulțumesc că ți-ai împlinit promisiunile, mulțumesc, la revedere și îmi văd de viața mea. Nu. Dacă te-ai întâlnit cu el, dacă ai căzut în fața lui pocăindu-te și dacă ai fost născut din nou și ai primit un nume nou, îmi pare rău să spun, dar nu mai ești al tău, ești al lui. Și acum nu poți să-ți vezi de treburile tale ca să-ți împlinești menirea. De acum ești preot, ai fost cumpărat cu un preț, fie că mor, fie că trăiești, ești al Domnului. Ar lăsa pe Iacov o clipă să mut în Noul Testament, la sfârșitul Evangheliei după Ioan, dacă mai aveți răbdare. S-a întâmplat lucruri extraordinare. Acolo Hristos a fost răstignit, ucenicii amărâți, a treia zi a înviat, Maria Magdalena a adus vestea, Simon, Petru și Ioan au alergat la moment, au venit acasă, au strigat, l-am văzut pe Domnul, l-am văzut pe Domnul, a venit și Toma, nu cred, dacă nu pun eu degetul și nu pun coastă, nu voi crede. A opta zi vine Domnul Iisus Hristos, Toma se prăbușește la picioarele lui și îl declară Domnul meu și Dumnezeul meu. Toarceți ultima filă a Evangheliei, versetul 2 din capitolul 21. Simon, Petru, foarte interesant, Simon, Petru și cel vechi și cel nou pus aici, Toma, zis geamănul, Natanael, din Cana Galilei, fiul lui Zebedei și alți doi ucenici împreună cu el, ucenicii lui Iisus erau împreună cu el. Interesant, sunt 5, sunt numiți 3, 2 sunt trecuți în anonimat și alți doi împreună cu ei. Cine era Simon Petru? Cel care la Cezarea din Filipii a zis primul dintre toți ucenicii, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, primul care s-a pomenit față în față cu întrupatul Fiul lui Dumnezeu. Și Iisus confirmă experiența lui, nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în cerul. Cine este Toma? Cel care cu câteva ceasuri în urmă s-a prăbușit la picioarele Domnului Iisus și a zis Domnul meu și Dumnezeul meu. Dar cine este Natanael? Cel care atunci când Iisus îi spune te-am văzut sub smochin, se prăbușește înaintea lui și îl declară Dumnezeu și împărat al lui Israel. Ce extraordinară rostire! Este ca și cum ar fi fost fiecare înainte altarului său zicând El Elohe. Și ar fi spus numele acolo, da? Dumnezeul meu. Fiecare a rostit în felul lui. Și după aceea, Simon Petru a zis, mă duc să prind pește. Ceilalți, mergem și noi cu tine, au zis ei. Cu alte cuvinte, școlați timp de 3 ani și jumătate să facă de ei pescar de oameni. După care se fac taximetriști. Aveți posibil. Am întâlnit, nu, 100.
Pentru că mai bine conduci un taximetru decât să te mănânce canibalii. Dar Domnul Iisus nu îi lasă, îi așteaptă dimineața, după o trudă întreagă de o noapte, îi așteaptă pe mal, cu peștele gata prins, gata fript și cu pâinea prăjită lângă. De unde le avea? El zice ce se face, poruncește. Și ce poruncește? Ia ființă. Foarte interesant. Există o înviere, dar există mai multe arătări. Și în Petru, în Ioan, sunt cel puțin trei arătări semnificative. La prima arătare, toți exclamă, l-am văzut pe Domnul. Întrebarea este, nu dacă l-ai văzut pe Domnul, ce faci cu el? Poți să zici, l-am văzut, dar nu crede în el, un impostor. Să-ți vezi de pescuitul tău. Al doilea pas este obligatoriu. Și al doilea pas îl arată Toma. Toma, pune degetul și palma. Până când nu te prăbușești înaintea lui să nu zici și zici, Domnul meu și Dumnezeul meu, până atunci n-ai avut noaptea lui Iacov și lupta ta cu Dumnezeu, lupta ta personală cu Dumnezeu. Domnul meu și Dumnezeul meu. Dar și după ce ai zis Domnul meu și Dumnezeul meu, poți să zici, dacă vine unul și spune, mă duc să prind pește, a, vin și eu cu tine. Să întorci înapoi la viața ta veche, la ocupațiile tale, la frământările tale, la jumătățile tale de măsură. Luați-l pe Iacov și înșirați-i, dragii mei, lucrurile că ți-ate numele lui. De aceea Domnul Iisus, când Petru se aruncă în apă și vine înaintea lui, pleacă la o plimbare cu el și pune câteva întrebări. Petre, mă iubești? Dar când aud a doua oară și a treia oară, Petru se prăbușește în el însuși, ca Iacov odinioară. Doamne, Tu toate le știi. Știi că Te iubesc. Petre, iubirea fără fapte e ca și credința fără fapte. De aceea îi spune Paște, oile mele, mielușele mele, oițele mele, intră în slujba mea. Dragii mei, sunt trei pași care verifică o credință adevărată, o întâlnire cu Dumnezeu reală. Și acești trei pași n-au nimic a face cu religia, nici baptistă, nici penticostală, de niciun fel. Religia nu mântuiește pe nimeni. Tu personal l-ai văzut pe Domnul. Dar cum să-L văd? Unde să-L caut? Imediat după Toma, Domnul Iisus spune, pentru că ai văzut, ai crezut, fericit de cei ce n-au văzut și au crezut. Doamne, nu sunt... Nu! Toate aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul și crezând să aveți viață în numele Lui. L-am văzut pe Domnul, L-am declarat Domnul meu și Dumnezeul meu și am pornit pe urmele Lui. Să-L ascult și să-L slujesc. Domnul s-a arătat iarăși lui Iacov după întoarcerea lui din Padan Aram și l-a binecuvântat. Dumnezeu i-a zis, numele tău este Iacov. Dar nu te vei mai numi Iacov, ci numele tău va fi Israel. Și i-a pus numele Israel. Dumnezeu i-a zis, eu sunt Dumnezeul cel atotputernic, crește, mulțește-te, un neam și o mulțime de neamuri se vor naște din tine. Și împărați vor ieși din coapsele tale. Ție îți voi da țara pe care am dat-o lui Avram și lui Isaac. Și voi da țara aceasta seminței tale după tine. Și Dumnezeu s-a înălțat de la el în locul în care îi vorbise. Ce rost au aceste lucruri? Nu uitați începutul. Iacov era în șirul părinților lui. Primul a fost Avram. Și când Dumnezeu l-a chemat, i-a spus... Ești din țara ta, din casa tatălui tău, da, te voi binecuvânta, dar cu un scop precis, să fac din tine o binecuvântare pentru alții. Toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Dragii mei, când Dumnezeu l-a tras înapoi pe Iacov și l-a așezat în șirul părinților lui, l-a așezat în slujba lui, în lucrarea lui, l-a transformat într-un vas pentru o întrebuințare de cinste și cinstea era să-l aducă pe Mesia, pe scena istoriei, pâinea caldă pentru toți oamenii. Adevărata binecuvântare este un nume nou, un nume legat
nu de preocupările mele și de planurile mele și de micimea mea, ci un nume legat de cel atotputernic. De ceea ce lucrează El în mine și prin mine. În mine lucrează chipul lui Fiului Său, iar prin mine lucrează binecuvântarea pentru cei din jurul meu. Vreau să vă mărturisesc o bucurie. De-a lungul vieții am văzut mulți oameni întorcându-se la Domnul. Și în mod special mi-au atras atenția cei care se întorc din cea mai neagră noapte. Se smulg într-un fel, ca și Iacov, din casa lor, din rudenia lor, din ies afară din întunecul respectiv. Imaginați-vă întregul întuneric, tată, mamă, fiu, frați, toți împotriva lor. Cum de ai? Știți ce văd? Cei care se alipesc de Domnul, cei care lângă un nume nou încep să trăiască o viață nouă, se întâmplă o minune. Mă uit, uite aici, pe prima bancă, și mi se taie respirația. Când văd puterea transformatoare lui Dumnezeu, dar nu numai că mă transformă pe mine un individ, ci, dragii mei, lumina începe să biruiască întunericul. Mama, tată, bunica, frați, surori, încep să îngenunchez înaintea lui Hristos. Aș putea să merg prin băncile bisericii, cu mărturie după mărturie. Este fantastic să ai un nume nou. Dar vreau să vă spun, ce rost ar fi avut tabloul ăsta dacă artistul ar fi împins coroana cu toată frumusețea ei undeva în afara tabloului și am fi văzut doar o scară și un trunc de casteții. Ce să facă oamenii cu astea? Oamenii au nevoie de o viață nouă. De o viață nouă. De o viață nouă și de o scară pe care le-o întinzi și o mână pe care le-o întinzi să-i ajut să urce împreună cu tine, tu stând un pas înaintea lor. Aș vrea să închei rugându-vă să citiți și ultima parte din Genesa. E tot viața lui Iacov prin pruncii lui. E și de groază și de bucurie. Pentru că în copiii tăi îți vezi jumătățile tale de măsură, irresponsabilitățile tale, drumurile neterminate, neajunse la țintă. Cu toate acestea, în harul lui Dumnezeu se ridică câte un Iosif care va putea spune, după toate necazurile prin care trece, Domnul mi-a făcut un nume, făcându-mă ca un tată pentru Faraon. Nu știu dacă simțiți împlinirea lui Iosif, după ani de temniță, de neînțelegere, de judecată, ajungerea lui Iosif, cuvintele lui îl așează lângă Domnul Iisus Hristos ca pe o prefigurare a lui. Doamne, îți mărturisesc că mă despart așa de greu de Iacov, pentru că prea mult seamăn și eu cu el. Și mă despart greu de el, pentru că prea mult îndădejde îmi toarnă în suflet faptul că ți-ai legat numele până și de el și ai știut cum să-l iei, să-l ridici, să îl transformi, să faci din el unul de care nu ți-a fost rușine să-l numești al tău și pe tine al lui, Dumnezeului Avraam, Isaac și Iacov. Doamne, când ne uităm la viețile acestor oameni, oameni zugrăviți, nu în culori care să nu le putem atinge sau pricepe, ci așa în realitatea vieții lor și a micimii și frământărilor lor, prindem și noi curaj, pentru că Scriptura ne spune că din pricina Fiului Tău, într-o bună zi, vom primi și noi o piatră albă pe care este scris un nume și vom primi, Doamne, o haină albă, o haină de nuntă și se vor deschide porțile cerului și vom putea să avem și noi acces la pomul vieții noi, mireasa Ta. Doamne, ce frumos ești! Binecuvântat să fie numele Tău!
Iar dacă sunt între noi oameni care încă nu s-au întâlnit față în față cu Tine, Doamne, nici părinții lui Iacov, nici nevestele lui Iacov, nici pruncii lui Iacov, nici banii lui Iacov, nici turmele lui Iacov n-au putut organiza întâlnirea din noaptea aceea. De aceea te rog pe Tine, Doamne, să ieși în calea fiecăruia dintre noi, acolo unde crezi Tu și știi Tu. Poate suntem la un colegiu biblic, încă ne tăiați împrejur. Nu colegiu, ci noi și inimile noastre. Poate suntem într-o biserică și slujim, dar mintea, Doamne, ne este în altă parte și viața te trădează. Doamne, dacă am trudit o viață, să ne binecuvântăm pe noi înșine. Astăzi te rugăm împreună, binecuvintează-ne Tu. Binecuvintează-ne cu chipul Fiului Tău, cu iertarea păcatelor noastre. Doamne, binecuvintează-ne cu nădejdea veșniciei. Binecuvintează-ne cu frați care să trudească alături de noi pe aceeași cărare a Sfințirii. Și îți mulțumim. Amin. Amin.